Băieții de la Phoenix au moralul foarte ridicat după succesul repurtat în fața basketbaliștilor din Târgu Mureș. Elevii lui Florin Ini le-au pus gând rău și celor de la SCM Craiova. Urmează un meci la fel de important, poate puțin mai greu prin prisma faptului că este al cincelea meci de mare intensitate, pentru că împotriva primelor cinci echipe nu poți decât să joci la intensitate maximă și îmi doresc ca băieții să aibă aceeași capacitate de efort mental, să realizăm încă un meci bun și sigur, așa cum ne propunem de fiecare dată, și o nouă victorie. Partida cu SCM Craiova se anunță foarte dificilă pentru gălățeni. Stilul de joc al echipei oltene este dificil de contracarat. Da, acum în acest moment Craiova este legată de locul 4. Este în top 6. Este o echipă puternică, o echipă care a făcut câteva schimbări bune în ultimele două săptămâni și se pare că în acest moment este într-o urcare constantă atât în clasament cât și în ce privește calitatea jocului. Este un meci mai dificil pentru că ei au o altă structură de echipă, au jucători înalți foarte mobili care ies și în afara semicercului, înregistrează puncte ușoare atât de 2 puncte cât și de 3 puncte, deci va trebui o mobilitate mult mai mare în ce privește strategia noastră de apărare. De aceea, de la bun început, semnele mele de întrebare sunt legate de capacitatea de efort. Dar sunt convins că dorința noastră este mare și ambiția pe măsură în așa fel încât să putem să suplinim. Este un meci la fel de dificil din punctul meu de vedere ca cel cu Târgu Mureș, pentru că Craiova este una din echipele care au obiectiv de a fi în 1-4. Sunt doar la egalitate în acest moment, mai urmează 10 meciuri, tur-retur, în 1-6, deci sunt multe lucruri de pus la punct. Dar e un meci la fel de dificil. Phoenix vrea să încheie sezonul regulat cu un succes, iar numeroșii săi suporteri o pot ajuta sâmbătă de la ora 19.